Bună seara, bine v-am regăsit la Raida Boni. S-a discutat aprins în această pauză de publicitate vis-a-vis de informațiile pe care le-am adus în premieră despre seara despărțirii între Marcel și Maria și traseul pe care l-a făcut Maria în respectiva seară, așteptându-l fără să se ferească de nimeni. Marcel Toader afla asta în exclusivitate în terminalul sosirea al aeroportului Otopeni. De ce râdeți, domnul Sorin Ovidiu Bălan? Mi-am adus aminte de o glumă, știi? Cu întrebarea, ai poze cu nevastă ta goală? Nu, să vii să-ți dau eu. Cam așa e. Băi, Marcele, știi unde a fost nevastă ta? Nu. Uită-te la televizor. La Uneori viața bate umorul. În această seară l-avem la telefon pe domnul Alexandru Curuia și soția dumnealui, proaspăta lui soție, Anca. El este cel care săptămâna trecută a apărut în presă cu o acuzație la adresa soției presupusului amant al Mariei Constantin, Emilia Dorobanțu, că împotriva înțelegerii pe care au avut-o, ea nu a venit să le cânte la nunta lor. Bună seara, domnule Curuia! Bună seara! Bună seara! Povestiți-ne dumneavoastră ce s-a întâmplat. Și când s-a întâmplat? Mai exact pe 2 septembrie, doamna Emilia Dorobanțu ar fi trebuit să participe la evenimentul nostru, contactat înainte cu un an și jumătate aproximativ. Am căzut de comun acord pentru o anumită sumă de bani, iar ea participe toată seara la eveniment. Înainte cu câteva zile de eveniment am contactat-o din nou. Mi-a zis că nu o să poată să ajungă la tot evenimentul, cu cât mai are încă o nuntă la Filiaș, nu știu exact. Dumneavoastră unde ați ținut nunta? Rusănești, Olt. În Olt, ok. Bun, a rămas că o să mă contacteze înainte să plece de la celălalt eveniment. Iar la noi să ajungă undeva în jurul orei 12:30. La ora 1 i-am trimis din nou un mesaj, am încercat să o contactez telefonic, nu mi-a răspuns. Iar pe la ora 2 dimineață, 2:15, mi-a trimis din nou un mesaj că nu mai poate să ajungă. Motiv, nu știu exact care a fost, doar că a intervenit ceva. O aveți cumva pe tânăra noastră soție lângă dumneavoastră? Eu am o singură întrebare. Din câte am înțeles eu de la Emilia, a avut probleme familiare cu mare importanță, că a trimis banii înapoi. Da. Nu, deci s-a spus acum că a dat țeapă. Când spui că dai țeapă, înseamnă că ți-au luat banii. Deci am vorbit cu ea și mi-a spus că a avut niște probleme, care nu pot să spun eu probleme, dar v-a trimis banii înapoi. Deci specific. Da. Nu, avansul mi l-a trimis înapoi la nici 2 zile după eveniment. Vă mulțumesc că ați fost corect. Înțeleg că ea s-a oferit să vă cânte gratuit la botezul... Da. Dar nu am acceptat. Mă, deci stai un pic, că fiecare poate să aibă probleme. Stai un pic. De țeapă este, stai un pic. Da. Deci a trimis. Dar eu te-am așteptat pe tine și n-ai putut să vină la mare, mi-ai dat țeapă. Că ai cuvântul, sănătate, mașină. Mai puțin, vreau să vă întreb, aveați un contract semnat? Da, totuși nu. Contract semnat nu. Am înțeles. Contract semnat nu, doar mesajele text de pe telefon și atât. Contract semnat nu. Dar pentru că în cazul unui contract și a neonorării contractului se specifică de obicei și eu Emilia ca să nu a venit că îi cântă la botez. Corect, ceea ce mi se pare un gest foarte corect, gest bonus, așa. Un gest. Da, vezi tu că dacă îl tocmești la nuntă și nu vine, te apuci de dansezi după televizor și nu e. Nu era singura, cred că mai avea din și la televizor e Marcel Toader. Și, și formă dansezi după ce cântă nevasta lui Marcel Toader până aeroport. Sau chem pe Maria Constantin. Da, și știi că nunta. Și nu, își onorează. Fuge cu mirele. Și fuge cu mirele. Dar de unde știți dumneavoastră, domnul Sergei Bizil, că Maria Constantin strică nunta? Acum vă bune. Că strică... E prea frumoasă, da. Și că strică, poate căsnicii, da, dar...
N-am auzit să strice vreo nuntă. Păi dacă fuge cu mirele. Lasă mă gândeam că strică nunta. Că fuge cu mirele. Doamne, aveți o imaginație bogată, domnul Mizil. Și domnul Bărani, de aceeași părere cu mine. Da, dincolo de asta, o aveți lângă dumneavoastră pe soție? Nu, v-am zis. Pentru că înțeleg că a fost o adevărată dramă în noaptea respectivă. Soția dumneavoastră a plâns. Da. Asta înseamnă țeapă, Serghei. Când plânge mireasă. Nu când plânge mireasa, la nuntă este un moment unic. Da, dar poți să dai un telefon și să nunta. Spui. Domne, nu e un moment unic, se întâmplă în viața unui om de 4-5 ori. Dă-mi aici, da, nu? Cu telefonul, da. Vă rog, domnul Curuia, s-a întâmplat acum, nu weekendul ăsta, weekendul trecut, nunta dumneavoastră. Da. Înțeleg că mireasa și-a dorit foarte mult să o aibă pe Emilia Dorobanțu. Cu siguranță. Știi cum este asta, Serghei? Că unul îți promite că ți-aduce verighetele și ți le dă la două zile după nuntă și ce, lasă-mă că la botez îți mai dau un inel. Da, măcar să frumos era să anunțe. Verighetele, mă bucuram că poate mai făceam nuntă. Vă rog, vă ascultăm, domnul Curuia, dacă vreți să adăugați ceva referitor la noaptea respectivă. La noaptea respectivă, nu. Tot. Dar cine a înlocuit-o sau cum ați umplut programul artistic? Ideea ar fi că prima dată am contactat-o pe doamna Emilia Dorobanțu, ea recomandându-mi trei orchestre cu care am mai colaborat și ar dori să colaboreze în continuare. Bun, din cele trei, eu am ales una. În acea orchestră, mai fiind încă undeva la vreo 10 soliști. Numai că din 10 soliști, eu am ales doar 3. Ok. Celelalte orchestre nu aveau soliști. Întrebarea mea ar fi dacă alegeam din celelalte două orchestre. Da, aici ați avut noroc, ați las câștigător. Cine ar fi cântat? Păi până la urmă asta e nunta. O loterie, nu știi? Uite ce s-a întâmplat Marcel Toadă. Asta să vă fie tot ghinionul în viață. Asta să vă fie tot ghinionul, că nu va cânta fata asta la nunta. Până la urmă Emilia Dorobanțu spune că regretă că n-a putut ajunge la eveniment pentru a face o bucurie. Nu vreau decât să mă anunțe cu puțin timp înainte, nu la... Corect. Deci ce spune domnul? Este perfect adevărat. Am zis că aici are dreptate. Foarte corect. Acum față, deoarece dacă o chema pe Maria ta, trebuia să aibă muște acolo la nuntă, ca să poată să vină să cânte. Serghei, e suficient. Tot Emilia Dorobanțu spune că de curând ea și-a vândut mașina, merge la evenimente cu șofer, dar în seara respectivă a dus-o soțul ei la Motru, acolo avea un eveniment, iar el a plecat la Craiova, urmând să vină să mă ia o altă mașină pentru evenimentul din Olt. Acesta pe drum, din păcate, a lovit un câine și nu a mai putut continua drumul. Am vorbit cu soțul meu să-mi trimit o altă mașină, dar a durat foarte mult și deja era târziu. Nu aveam ce să mai fac. Da, telefoane există, adică suntem... Am înțeles, bun. Nu. Ideea este că dânsa știa dinainte să înceapă evenimentul. A ocupat personalul 1-2 să salveze câinele. Vă mulțumim, domnule Curuia, foarte mult. Salut. Vă dorim casă de piatră. Casă de piatră. Asta să vă fie. Cu siguranță o să aveți asta amintire să de la nuntă. Asta să vă fie singurul ghinion. Exact. Să sperăm. Aveți grijă la cantă. Mare atent. Da. Da. Vă mulțumim mult de tot. La revedere și încă o dată casă de piatră. Vezi, subiectul ăsta a apărut în presă după ce a explodat acest scandal între Marcel Toader și Maria Constantin după ce Emilia Dorobanțu a apărut la televizor. Și cumva, în momentul în care ai expunere, cumva trebuie să îți asumi absolut petele. Toate lucrurile care vin odată cu ea. Ești de acord cu mine? Sigur, normal că și asumă, nu? Dar diferența între cele două... Asta este o voce deosebită, a luat vreo 60 de premii, e considerată vocea 1 a Olteniei, după Maria... Serghei, și dacă e vocea 1 a României, și nu-ți vine la nuntă? Orice e omul! Pe ce arată dacă vine la nuntă și fuge cu bărbatul? Dacă vine și ține toată nuntă, aștept că ce fericit... Aia care nu-i aduce la care îți fură bărbatul. Vreți să vă zic eu cum e mai bine? E mai bine să nu te căsătorești, vă spun eu. Domnul Serghei, sunteți om de afaceri. Da. Cum e mai bine? Să nu te căsătorești, faci contract. Să nu lucrezi la negru, să faci contract. Cu nunta. Poate chiar nu și... te căsători, cu cine vine poate fiecare chiar și în căsnicie. Te duce, te mai contractul, fiecare pleacă cu lucrul. Oamenii ăștia n-au avut ce să facă. Și mi se pare că... Ăștia n-aveau ce să facă contract, că n-avea bec în casă și n-avea... Cine n-avea contract?
ăștia nu vreau să facă contractul ăsta prenunțial, că ăla nu avea lumină în casă. Lasă, eu vorbesc de contractul. Eu vorbesc de mire și contractul pe care trebuie să-l facă la nuntă. Cel mai bine cu contract. Nu, așa e firesc să procedezi. Sigur, domnule, normal trebuie să ai un contract. Și contractul are și clauze. Forță majoră. Actii vorbește. Despăgubiri și așa mai departe. În condițiile în care nu exista un contract și doar un avans dat fără contract. Asta e situația. Mi se pare că Emilia Dorobanța nu mai învăța lumea la televizor să facă fără contracte. Noi suntem o emisiune care e tot un contract, să știi. Eu respect legea. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Sorin Ovidiu Bălan. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Serghei Mizil, dar îi mulțumesc mai presus de tot Alinei Petre pentru doamnei Alina Petre. Că s-a luat cel mai tare cu mine, ne? Păi, nu, dar ne-a lămurit cu niște dacă lucruri. Dacă nu e cineva în conflict cu tine, Serghei, nu te pune în valoare. Da, așa este, vezi? Vă mulțumesc mult. Doamna Petre ne-a lămurit cu niște lucruri despre care noi nu ne duce a cap. Foarte important. De vederea lumei femei. Bun, mergem mai departe în direct cu noi. Ca să vedeți că există tot felul de probleme, nu numai pe la casele lui Marcel.